tot neapul omenesc. Tu ești tronul și altarul mielului dumnezeiesc. După chin și suferință, bunul blând mântuitor, doar prin tine în mărire ai intrat biruitor. Fii slăvită, Sfântă Cruce, de tot neamul omenesc. Tu ești tronul și altarul mielului dumnezeiesc. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Amintește-ți, Doamne, de îndurările tale și de faptele milostivirii tale, căci ele sunt veșnice. Să nu biruie vreodată dușmanii asupra noastră, eliberează-ne, Dumnezeule al lui Israel, din toate strâmtorările noastre. Continuăm drumul sfânt al postului mare pe care l-am început, meditând împreună la pătimirea Domnului în timpul căii Sfintei Cruci, ascultând predica tematică din acest post mare. Apoi mai avem un motiv astăzi, 8 martie, ne rugăm pentru toate femeile din lume, pentru toate mamele, ca ele să îndeplinească misiunea nobilă pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Acum ne predispunem sufletele pentru ca Harul lui Dumnezeu să coboare în inimile noastre. Intenția din această seară este pentru odihna veșnică a răposatului Valentin. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Kyrie, 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 Kyrie,
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, privește cu bunăvoință la evlavia credincioșilor Tăi și ajută-i ca mortificându-și trupul prin pocăință să se întărească sufletește prin roadele faptelor bune, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Lectură din cartea profetului Iona. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo vestea pe care ți-o spun eu. Iona s-a ridicat și a mers la Ninive după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, că 3 zile de mers. Iona a intrat în cetate, mergând o zi întreagă, striga și zicea: încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Și-au crezut oamenii în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu sac, de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Cuvântul a ajuns la rege. S-a ridicat de pe tronul său și a îndepărtat mantia de la el, s-a acoperit cu sac și s-a așezat pe cenușă. A făcut să se strige și să se zică în Ninive un decret al regelui și al mai marilor lui. Niciun om și niciun animal din cireadă și din turmă să nu guste nimic, să nu pască și să nu bea apă. Să se acopere oamenii și animalele cu sac și să-L invoce pe Dumnezeu cu putere și să întoarcă fiecare de la calea lui ce rea și de la violența lui. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și se va îndura? Poate se va întoarce de la mânia lui aprinsă și nu vom pieri. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea și a regretat răul pe care spusese că îl va fi făcut și nu l-a mai făcut. Cuvântul Domnului. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statonic înnoiește-l înăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața Ta și Duhul Tău Sfânt nu lua de la mine. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Pentru că jertfele nu sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce, arderile de tot nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui.
inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețui. Întoarceți-vă la mine din toată inima, spune Domnul, căci eu sunt milostiv și nedurător. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, Iisus a început să le spună: această generație este o generație rea. Caută un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul lui Iona. Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa va fi și Fiul omului pentru această generație. Regina din sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată, aici este unul mai mare decât Solomon. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona. Și iată, aici este unul mai mare decât Iona. Cuvântul Domnului. Slăvit să fie Hristos. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, suntem deja de o săptămână în postul mare și am intrat cu toții în această logică a postului mare ca un drum de convertire. Vinerea trecută am vorbit despre misterul păcatului și am venit prin aceasta să atrag atenția asupra acestei misterioase realități din noi, și anume înclinația spre păcat, o înclinație care, dacă nu este dominată, poate genera în viața noastră lucruri foarte rele. În această seară vă propun, ca a treia meditație, un subiect, aș spune, tulburător într-un anume fel. E vorba despre misterul răului din lume. Și aș dori să pornesc de la un dialog care a avut loc între un preot și un tânăr. Tânărul a întrebat pe preot: părinte, există predestinare? Și preotul i-a răspuns: fiul meu, există predestinare, dar iată cum. Dumnezeu ne-a predestinat pentru mântuire, iar diavolul ne-a predestinat pentru osândă. Dar alegerea este a noastră. Cu vreo 200 de ani înainte de Hristos, un înțelept evreu pe nume Iisus Sirach a spus aceste cuvinte: Dumnezeu a pus alături de tine focul și apa, spre care, dacă vei voi, îți vei întinde mâna. În fața oamenilor sunt viața și moartea. Ceea ce îi va place fiecăruia, aceea îi se va da. Vedeți, în viața sau în fața fiecăruia dintre noi există două drumuri sau două căi. Există o cale a luminii, a binelui, a mântuirii, a vieții. Și există o cale a întunericului, a răului, a osândei și a morții. Tu pe care cale te afli? Dar ce înțelegem prin misterul răului? Când vorbim de misterul răului, în termeni foarte simpli, noi afirmăm
că în lumea aceasta în care trăim există o forță a răului. Că există un proiect al răului care se opune planului lui Dumnezeu și care are ca scop distrugerea omului și moartea omului. Despre acest mister al răului meditează Sfânta Scriptură și vom vedea câteva exemple. Să ne gândim la episodul căderii oamenilor în păcat. După ce ispititorul i-a înșelat pe oameni și aceștia au căzut în păcat, Domnul Dumnezeu îi zice șarpelui: pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Aceasta îți va pândi capul, iar tu îi vei pândi călcâiul. Papa Ioan Paul al II-lea, într-o audiență generală din decembrie 1986, comentând acest episod biblic, spune că aici avem o cheie de lectură a întregii istorii viitoare a omului pe pământ până la sfârșitul veacurilor. Și observă papa că Dumnezeu îi întreabă pe amândoi oamenii, pe Adam și pe Eva: de ce ai făcut aceasta? Iar sensul întrebării lui Dumnezeu este: cu ce scop ați făcut acest lucru? Pentru că e interesant să înțelegem cu ce scop au acționat Adam și Eva. Și Eva poate răspunde doar cu aceste cuvinte: șarpele m-a amăgit și am mâncat. Aici este, spune Papa Ioan Paul al II-lea, rădăcina păcatului originar și rădăcina oricărui păcat. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Aici e cheia de lectură, să spunem, a istoriei, unde există o luptă între șarpe, între ispititorul din vechime, pe care Iisus îl va numi tatăl minciunii, și descendența Evei. Iar descendența Evei suntem noi, unul fiecare dintre noi. Această tulburătoare realitate, misterul răului, este confirmată în diferite feluri de Sfânta Scriptură. În Apocalipsi, Ioan vorbește de dragonul cel mare, de șarpele de la început, care se cheamă diavolul și satana, cel care înșală toată omenirea. Apostolul Paul, în scrisoarea către Efeseni, în ultimul capitol, vorbește despre misterul răului și despre această luptă pe care noi o avem de purtat. Iată ce le spune Paul efesenilor: în rest, fraților, întăriți-vă în Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta în picioare în fața înșelătoriilor diavolului. Căci noi nu avem o luptă împotriva sângelui și trupului. Deci nu avem o luptă împotriva oamenilor, ci spune Paul, ci împotriva conducătorilor acestei lume a întunericului, împotriva duhurilor răului care sunt în înălțimi. Este o misterioasă desemnare a acestei forțe a răului, care prin capacitatea de a influența lucrurile este undeva deasupra omului. Și Paul ne cere să ne îmbrăcăm cu armură, precum luptătorii, precum cavalerii de odinioară. Tot apostolul Paul, în a doua scrisoare către Tesaloniceni, are un misterios text care vorbește despre ceea ce latinii au tradus cu mysterium iniquitatis, misterul nelegirii. Iată cuvintele apostolului Paul: fraților, să nu vă amăgească în niciun fel nimeni, pentru că
pentru că ziua Domnului nu va veni înainte de renegarea credinței și descoperirea omului nelegiuirii, a fiului pierzării. Cel care se împotrivește și se ridică peste tot ce se cheamă Dumnezeu sau ce e vrednic de închinare, așa încât se așează el însuși în templul lui Dumnezeu și se prezintă că este Dumnezeu. Și spune Paul, nu vă aduceți aminte că vă spuneam acestea pe când eram la voi? Iar acum știți ce îl împiedică să nu se arate decât la timpul lui. Căci misterul nelegiuirii lucrează deja. Numai că ceea ce îl împiedică până acum va fi dat la o parte. Cuvântul pe care aș dori să-l reținem este misterul nelegiuirii lucrează deja. Apostolul spune că ceea ce îl împiedică pe anticrist să-și arate lucrarea sa în toată plinătatea este credința creștinilor de astăzi. Iar când credința va slăbi, atunci misterul nelegiuirii se va revela în toată splendoarea sa distrugătoare. Misterul nelegiuirii lucrează deja. Și ar trebui să mai știm un lucru. În limba greacă, cuvântul misterion nu desemnează doar o taină, un secret sau o învățătură ascunsă, ci și un proiect, un plan. Și Paul ne spune că există un proiect al răului în lume, un plan al răului. Și acesta lucrează deja. Învățătura aceasta biblică despre misterul răului și despre lupta pe care noi oamenii o avem de dus este sintetizată în Conciliul Vatican al II-lea, în documentul Gaudium et Spes, unde părinții conciliari spun așa: întreaga istorie a oamenilor este străbătută de o bătălie aprigă împotriva puterilor întunericului. Și mai spune același document: prin omul, omul este împărțit în sine însuși. De aceea întreaga viață a oamenilor, fie individuală, fie colectivă, apare ca o luptă. O luptă dramatică între bine și rău, între lumină și întuneric. Iubiți frați în Hristos, care este scopul sau planul acestui mister al nelegiuirii? În cuvinte foarte simple, răul din lume sau această forță a răului are un singur scop, care poate fi denumit în termeni diferiți distrugere, anihilare, moarte. Și nu vorbim atât de moartea biologică, cât de moartea escatologică în sensul separării definitive a omului de Dumnezeu. Cum acționează misterul răului în lume? E important să știm că răul ni se înfățișează aproape întotdeauna sub masca binelui, a frumosului, a libertății, a realizării de sine. Ispititorul le-a înfățișat primilor oameni perspectiva luminoasă de a fi ca Dumnezeu, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Cine nu și-ar fi dorit acest lucru? Rezultatul sugestiei ispititorului, rușinea, distrugerea armoniei și moartea. Ispititorul le-a strecurat otrava într-o farfurie apetisantă. Același lucru se verifică și pentru noi, ca și pentru Adam și pentru Eva, în diferite feluri și în, să spunem, în atâtea variante de lucru. Fie că e vorba de mirajul banului, de fascinația puterii, fie că e vorba de fanteziile revoluției sexuale,
fie că vorbim de nălucirile drogurilor, de utopia libertății și a independenței absolute, de dulcele amar al urii și al răzbunării. De fiecare dată vorbim de o mașinațiune a răului, de o otravă strecurată într-o farfurie apetisantă, de o vrajă, de o iluzie care își va revela până la urmă inconsistența, nonsensul și potențialitatea ucigătoare. Cine sunt victimele proiectului răului? Merită să medităm puțin asupra acestui aspect. În principiu, orice om poate cădea sub farmecele răului și sugestiilor răului. Un om care nu-și poate domina tendința de a aduna mereu, mereu și mai mult, va deveni o pradă a zeului Mamon, care îl va dezumaniza complet. Cine își dorește cu toată ființa sa interioară puterea, va deveni un slujbaș al zeului puterii, care îl va transforma într-un tiran. O mare vulnerabilitate în fața răului o au copiii, adolescenții, tinerii. Și aici au o răspundere enorm de mare cei care trebuie să se ocupe de educația lor. Părinții, rudele apropiate, cadrele didactice, cârmuitorii veacului acestuia, preoții și cei din preajma bisericii care educă tinerele generații, au o misiune extraordinară de a educa pe cei tineri și de a-i forma pentru ca să știe să lupte împotriva tentațiilor răului. Există un exemplu biblic deosebit de frumos, e vorba de un text din Cartea Proverbelor, care nu se citește niciodată în biserică, dar eu cred că orice adolescent, orice tânăr ar trebui să cunoască acest text. Tatăl sau mama ar trebui să îl citească. Uitați ce spune textul acesta. E învățătura, să spunem, a unui maestru față de copii, față de adolescenți, față de cei care nu au experiența vieții. E un avertisment în fața pericolului de a cădea în mâinile unei curtezane, a unei femei de moravuri ușoare. Iată ce spune înțeleptul. Fiule, observă cuvintele mele și păstrează poruncile mele. Ține-le strâns pe degetele tale, scrie-le pe tăblița inimii tale. Spune înțelepciunii, tu ești sora mea, ca să te păzească de femeia venetică, de străina ale cărei cuvinte sunt ademenitoare. Și continuă. Căci prin fereastra casei mele, printre zăbrele mă uitam. Am văzut printre nepricepuți, am zărit printre copii un tânăr sărac la inimă. Asta înseamnă cu puțină minte. Trecea pe stradă, pe la colțul ei, și mergea pe drumul către casa ei. Era în amurg, în seara zilei, în mijlocul nopții și al beznei. Și iată, o femeie i-a ieșit în întâmpinare, în haină de prostituată și cu inima șireată. Era zgomotoasă și neastâmpărată, picioarele ei nu puteau sta în casă. Când afară, când în piețe, la toate colțurile, era la pândă. L-a prins și l-a sărutat, i-a prins fața și i-a zis, era asupra mea o jertfă de împăcare și astăzi mi-am împlinit voturile. De aceea ți-am ieșit în întâmpinare ca să caut fața ta și te-am găsit. Te-am găsit. Mi-am împodobit divanul cu covoare, cu stofă colorată din Egipt. Mi-am stropit aștenutul cu smirne, cu aloie, cu scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne bucurăm de dezmierdări, căci soțul nu este acasă.
a plecat într-o călătorie îndepărtată. Și continuă înțeleptul. L-a sedus cu mulțimea convingerilor ei, l-a atras cu ademenirea buzelor sale. Dintr-o dată a început să meargă după ea, venea ca boul la înjunghiere, precum cel prost care este atras cu un lanț spre disciplinare, până când săgeata îi spintecă ficatul, ca pasărea care se grăbește spre laț și nu știe că aceasta este împotriva vieții sale. Acum, fiilor, ascultați-mă și fiți atenți la cuvintele gurii mele, să nu se abată inima spre căile ei, să nu rătăcești pe potecile ei, căci pe mulți i-a făcut să cadă străpunși și pe cei pe care i-a ucis și cei pe care i-a ucis erau puternici. Casa ei este calea spre locuința morților, coborâre spre cămările morții. Ce ziceți de asta? Ce ziceți de acest text? E un avertisment pentru orice tânăr care ar putea cădea în mâinile unei femei care nu-l merită? E un avertisment pentru orice tânără care ar putea cădea în mâinile unui tânăr de moravuri ușoare și care nu o merită? Dar e cuvântul Scripturii, Bibliei și cine mai citește astăzi Biblia. Mă gândesc adesea la părinții care spun: eu nu vreau să-mi influențez copilul meu cu religia. Nu vreau să-i bag în cap rugăciuni, treburile astea cu biserica. Când o să crească mare, o să decidă el ce va face. Sărmani copii rătăciți. Copii rătăciți pentru că sunt născuți din părinți rătăciți și sunt educați de părinți rătăciți. Te-ai gândit vreodată că dacă tu nu te îngrijești de copilul tău, altcineva va face acest lucru? Te-ai gândit că dacă nu sădești în inima copilului tău valorile creștine, precum adevărul, dreptatea, corectitudinea, iubirea, loialitatea și așa mai departe, va sădi altcineva florile otrăvite ale răului? Și te-ai gândit că la vremea potrivită vei culege roade? Și ce roade? Și ce roade? Nici nu poți să le bănuiești astăzi. Atunci vei înțelege probabil ce înseamnă misterul răului din lume. Iubiți frații în Hristos, cu mijloace extrem de abile, răul atrage oameni în slujba sa. Cu multă abilitate, principele lumii întunericului își caută adepți, acoliți, soldați, prin care pune în act lucrarea sa de distrugere și de moarte. Gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în secolul 20 cu ideologiile care, călăuzite intrinsec de forța răului din lume, au generat moarte și distrugere cum nu s-a întâmplat niciodată în istoria omenirii. Nu le numesc pentru că le știm foarte bine. Și asta se întâmplă atunci când omul doarme, ca în parabola cu neghina din grâu, pe când oamenii dormeau, dușmanul a venit și a semănat în ogorul cu grâu curat neghina. Somnul nostru creează spațiul pentru ca altcineva să lucreze. În anii 70, în Franța, s-a întâmplat un incident. Un aristocrat francez avea un animal de casă. Era un pui de leu, de 2 ani, și într-o seară, pe când baronul acesta încerca să închidă animalul de casă în locul în care stătea de obicei, acesta a refuzat, l-a atacat pe stăpân și l-a ucis în câteva minute.
Așa se întâmplă când permitem răului să se instaleze în preajma noastră. Mai devreme sau mai târziu, răul ne va ucide. Închei această predică din această seară atrăgându-vă atenția asupra unui cuvânt pe care Papa Francisc l-a spus acum duminica trecută la rugăciunea Angelus. Fiind de fel, fiind iezuit, prin formare, cunoaște ce înseamnă Scriptura și puterea Scripturii. Iată ce spune Papa. Spune, postul mare este un drum de convertire și o luptă împotriva răului. Este nevoie să devenim familiari cu Biblia, să o citim adesea, să o medităm, să o asimilăm. Ea conține cuvântul lui Dumnezeu care este mereu actual și eficace. Ce s-ar întâmpla, zice Papa, și ce bine ar fi dacă am tratat Biblia așa cum tratăm telefonul nostru celular? Dacă am purtat Biblia cu noi, dacă ne-am întoarce înapoi să o luăm atunci când am uitat-o, dacă am deschide-o de mai multe ori în timpul zilei, pentru ca să citim mesajele lui Dumnezeu conținute în Scriptură, așa cum citim mesajele de pe telefoanele noastre. În mod clar, spune Papa, această asemănare este paradoxală, dar ne face să ne gândim. Cu adevărat, dacă am avea cuvântul lui Dumnezeu mereu în inima noastră, nicio tentație nu ar putea să ne îndepărteze de Dumnezeu și niciun obstacol nu ne-ar devia de la calea răului. Și închei spunând, nu vei avea atât teme de înșelătoriile și de mașinațiunile răului din lume dacă vei sorbi în fiecare zi din izvorul cu apă dătătoare de viață al Scripturii. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dumnezeu nu-i lipsește de harul Său pe cei care îl caută cu o inimă sinceră. El ascultă rugăciunea bisericii sale. Încrezători în cuvântul Său să-L rugăm cu o inimă sinceră, arată-ne, Doamne, fața Ta. Arată-ne. Pentru ca Biserica Învățătoare Adevărului să însoțească prin lumina învățăturii sale drumul omului spre Dumnezeu, să ne rugăm. Pentru ca oamenii, depășind ispitele ateismului și indiferențe religioase, să-i ceară cu umilință lui Dumnezeu să le poată rezolva în credință marile întrebări ale vieții, să ne rugăm. Pentru ca necredincioșii să poată găsi în Biserica lui Hristos răspunsurile la problemele fundamentale ale vieții, să ne rugăm. Pentru ca această sfântă liturghie să ne zguduie din toropeala noastră, făcându-ne să simțim urgența convertirii și a reconcilierii, să ne rugăm. Pentru ca toate mamele, femeile, persoanele și organizațiile care se dedică apărării vieții să fie întărite în misiunea lor și să simtă susținerea comunităților creștine, să ne rugăm. Dumnezeule, care conduci spre convertire pe cei care ascultă de cuvântul Tău, dăruiește-ne harul ca părăsind toată lucrarea nelegiuirii, să păzim cu bucurie poruncile Tale pentru a merita darul mântuirii prin Hristos, Domnul nostru.
smerită, ascultă, Doamne, plină tot puternicia ta, o să mă mânătuiești. Doamne, nu uita strigătul celui păcătos. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Îți oferim, Doamne, darurile pe care Tu însuți ni le-ai dat ca să le închinăm numelui Tău. Te rugăm ca, transformându-le pentru noi în sacrament, să ne dai harul de a dobândi prin ele tămăduire veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, pentru că prin post și înfrânare ne ajut să învingem pornirile rele, ne ridici mintea spre cele cerești, ne întărești sufletul în virtute și ne dăruiești veșnică răsplată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile. Tăriile cerești și fericiții serafim te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei te rugăm să primești și glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, cântând fără încetare. Sfânt, 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 sfânt este Domnul, cerurile și pământul, cântă slava Lui. Osana, Osana, Osana întru cei de sus, Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de toți frații noștri care au adormit în speranța învierii, de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amen. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, care e asupra Ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielului Dumnezeu, care e asupra Ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielului Dumnezeu, care e asupra Ta, dă-ne nouă
ta. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Caut fața lui, fața lui Dumnezeu, în inima ta, în sufletul tău. Sunteți chiar trupul său, sunteți sângele său, sunteți iubirea lui, atunci ce ați făcut din el. Eu caut fața lui, fața lui Dumnezeu, în inima ta, în sufletul tău. Sunteți chiar trupul său, sunteți sângele său, sunteți și pacea lui, atunci ce ați făcut din el. Eu caut fața lui, fața lui Dumnezeu, în inima ta, în sufletul tău. Sunteți chiar trupul său, sunteți sângele său, sunteți bucuria lui, atunci ce ați făcut din el. Eu caut fața lui, fața lui Dumnezeu, în inima ta, în sufletul tău. Sunteți chiar trupul său, sunteți sângele său, sunteți copiii lui, atunci ce ați făcut din el. Eu caut fața lui, fața lui Dumnezeu, în inima ta, sufletul tău.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care nu încetezi să ne hrănești cu tainele sfinte, dă-ne, te rugăm, harul ca întăriți de acest dar al Tău, să ajungem la viața fără de sfârșit prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngere al lui Dumnezeu! La sfârșitul acestei celebrări, preoții din parohie urează tuturor tinerelor, tuturor femeilor, tuturor mămicelor și bunicelor care sunt prezente în biserică și tuturor celor din comunitatea noastră un sincer și călduros la mulți ani. Suntem alături de dumneavoastră cu rugăciunea noastră, cu Sfânta Liturghie pe care o celebrăm în fiecare zi, cu rugăciunea breviarului, pentru ca misiunea pe care o aveți să o duceți cu bine la îndeplinire. Dorim să vă transmitem un buchet spiritual de rugăciune, o rugăciune pe care o vom face împreună prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și apoi un mulți ani tradițional. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit Cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, Cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, însuflețit de o astfel de încredere, alerg la Tine, Maica Fecioara Fecioarelor, la Tine vin și stau în genunchi înaintea Ta, ca un păcătos, Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascult. Cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la
să trăiești mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit să trăiești. La mulți și binecuvântați ani. Acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Ocrotește, Doamne, poporul tău și curăță-l cu milă de toate păcatele, căci dacă nu-l va stăpâni nicio nelegiuire, nimic potrivnic nu-i va dăuna prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Încrezători în promisiunile Mântuitorului, ne rugăm pentru odihna veșnică a răposatului Valentin, pentru ca Dumnezeu să-l învie în ziua de apoi și să-l așeze rândul sfinților și aleșilor săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cele ce moarte ne-a adus. Iisuse, Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeareși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorul tău, Iisuse, care din lume a plecat, condu-l în veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Domnul te va păzi de orice rău, Domnul îți va apăra viața. Îmi ridic ochii spre munți și mă întreb, de unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să ți se clatine piciorul și nu va țipi cel care te păzește. Iată, nu ațipește, nu doar în me, cel care îl păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta. Ziua soarele nu ți va dăuna, nici luna în timpul nopții. Domnul te va păzi de orice rău, Domnul îți va apăra sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul te va păzi de orice rău, Domnul îți va apăra viața.
Doamne, îndură-te de el. Hristoase, îndură-te de el. Doamne, îndură-te de el, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește. Să ne rugăm, Dumnezeule Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-l dezlegi pe fratele nostru Valentin de legătura morții și să-l primești în ceata aleșilor Tăi prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică dă-i o lui, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească, să se odihnească în pace. Amen. Spus își vede fiul.